Galateni, capitolul 2, versetul 21, pagina în Sfânta Scriptură, 1140. Galateni, capitolul 2, îmi cer iertare, nu este unul, capitolul 2, versetul 21, 1140. Nu vreau să fac zadarnic harul Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Apostolul Pavel este apostolul neamurilor. A fost un om educat, un om care în vremea aceea avea ceva de spus în societate. Un om cu o poziție socială, un om cu influență între cei din vremea lui. Dar într-o zi a avut un moment în care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și acest moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu i-a schimbat radical toată viața lui. I-a schimbat perspectiva asupra vieții. I-a schimbat prioritățile. I-a schimbat activitatea. I-a schimbat statutul. Și din cel ce a fost un prigonitor al bisericii, a devenit un prigonit al bisericii. Dar într-o zi și-a înțeles chemarea. Chemarea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o direct, acea chemare prin care el trebuia să fie un exemplu pentru societate, ca prin el Dumnezeu să aducă oameni la mântuire. A început să vestească Evanghelia, dar după ce a început să vestească Evanghelia, a început să planteze biserici și după ce a plantat biserici și a dat seama că atât de mare nevoie este ca bisericile să aibă ceva scris, după care să se îndrepte. Și într-o zi s-a hotărât să trimită și celor din Galatia o epistolă. Și în această epistolă el le spunea celor din Galatia și ne spune nouă care era motivația lui, pentru ce trăia el în lumea aceasta. Și apostolul Pavel spunea astfel: nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Vreau să-ți pun o întrebare. Tu vrei să zădărnicești planul lui Dumnezeu cu privire la tine? De câte ori Dumnezeu a avut un plan cu tine? A avut o lucrare cu tine? Și tu și eu am zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dragul meu tânăr, dragul meu frate, scumpa mea soră și tânără, vreau să spun într această dimineață că Dumnezeul cerului și al pământului are un plan cu fiecare dintre noi. Este așa de important să înțelegem că noi, de atâtea ori, putem să zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Mai mult ca atât. Nu numai cu privire la viața noastră, cu privire la viața copiilor noștri. Nu numai atât, nu numai cu privire la viața copiilor mei și cu privire la societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Mă rog într-o această dimineață Dumnezeu să ne deschidă mintea. Amin. Să înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu noi. Și dacă ești aici, vreau să spun că nu ești la voia întâmplării. Și ești aici în Spania, pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Ești aici în Spania pentru că Dumnezeu are un plan cu copiii voștri. Sunteți o generație de oameni care trebuie să transmiteți mai departe planul lui Dumnezeu cu privire la omenirea aceasta. Dar pentru aceasta trebuie să înțelegi tu și fiecare dintre noi că putem zădărnici planul lui Dumnezeu. Și zic: Doamne, ai milă de noi. Așa într această zi să învățăm patru lucruri. Pentru că eu nu vreau să zădărnicesc planul lui Dumnezeu. M-am uitat în Sfânta Scriptură
Și am înțeles atât de important lucru pentru fiecare dintre noi, este să înțelegem că Dumnezeu are ceva mult mai bun pentru noi decât ceea ce gândim noi pentru noi. Înțelegi lucrul acesta? Știi că Dumnezeu are un plan mai măreț pentru tine decât ai tu pentru tine? Dar de cele mai multe ori, planul lui Dumnezeu nu-l împlinim fiecare dintre noi, pentru că nu-i cunoaștem bogăția și iubirea lui Dumnezeu. Înțelegi care este bogăția harului? Înțelegi care este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Nu de mult, într-o seară, lucram pe calculator, făceam ceva proiecte și în momentul ce eu lucram la calculator, m-am gândit să-mi pun să ascult ceva. Și am ascultat una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, sfârșite dureros. Nu este nonsens și este o realitate ceea ce spun. Una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, sfârșite dureros. Un tânăr sărac s-a îndrăgostit de una dintre fetele frumoase din sat, dar întâmplarea a făcut ca fata cea mai frumoasă de care el s-a îndrăgostit să fie fata celui mai bogat om de acolo. A venit vremea când într-o zi, în sfârșit, el și-a luat curajul, inima în dinți, spunem noi românii, să meargă la ea și să-i spună: te iubesc, ești cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o și mai mult ca atât vreau ca alături de tine să-mi continui viața. Și ea s-a uitat la el cu câteva trepte mai sus și a spus: hei, ce poți să-mi dai tu mie? El a spus cât câștigă și a spus: auzi, dragul meu, te rog să-ți cauți una de vârful nasului tău. Banii pe care tu îi câștigi într-o lună de zile, eu îi primesc într-o zi, bani de buzunar de cheltuit. Cu lacrimi în ochi, tânărul i-a spus: dragă, dar eu te iubesc. La care ea îi răspunde următorul lucru: n-am nevoie de iubirea ta dacă nu poți să-mi dai un viitor. A trecut timpul, s-au despărțit și după 10 ani de zile, spune istorisirea, că s-au întâlnit din nou. Undeva el era în parc, stătea pe o bancă și medita la lucrurile din lumea aceasta, la care trece o doamnă pe lângă el și după ce a trecut câțiva pași doamna pe lângă el, se întoarce înapoi și spune: hei, mă cunoști? La care el se uită la ea și spune: da, te cunosc. Apropo, știi că m-am căsătorit? El nu răspunde nimic. Știi ce soț bun am? El nu răspunde nimic. Știi că câștigă soțul meu $15,000 pe lună? La care el nu răspunde nimic. În momentul acela, sau niște pași, un domn venea grăbit înspre ei. Când a ajuns în dreptul lor, se oprește domnul și spune: au, domnule, ați întâlnit-o pe soția mea? La care bărbatul de pe bancă nu spune nimic, se uită lung la ei. Dar domnul spune, se întoarce spre doamnă și spune: soție, ți-l prezint pe șeful meu. În momentele acelea, o lacrimă a curs pe obraz domnului de pe bancă. Se ridică și pleacă. Și soțul îi spune soție: soție, am cel mai bun șef din lumea aceasta. Este un șef care ne iubește pe toți muncitorii, ne plătește foarte bine. Mai mult ca atât, vreau să spun ceva ce tu nu știi. Șeful meu are în viața lui o dragoste de neuitat. În tinerețe s-a îndrăgostit de o femeie, de o tânără frumoasă. Nu știe nimeni cine este acea femeie frumoasă de care s-a îndrăgostit el. Atât de mult a iubit-o și o iubește și acum, încât niciodată nu s-a căsătorit, pentru că nu a putut să-și înșele iubita. Vreau să spun următoarea întrebare. Cunoști tu cu adevărat dragostea lui Dumnezeu? Cunoști tu cu adevărat bogăția harului lui Dumnezeu? În momentele acelea,
îi spune soțul soției, șeful meu are un proiect de 100 de milioane de dolari la care lucrăm împreună. De atâtea ori zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la noi, pentru că nu cunoaștem bogăția și dragostea harului Dumnezeu. Din cerul Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pe pământ, a luat un chip de om, a umblat printre noi, a suferit ca noi, a plâns ca noi, s-a bucurat ca noi. Știți de ce? Pentru că noi să ne bucurăm ca El în cerul o veșnicie. A făcut minuni. Dar mai mult ca atât, cea mai mare minune este faptul că a luat păcatele noastre asupra Lui pe cruce. Și noi suntem liberi și putem să spunem, trăiască Domnul, căci ne-a izbăvit. Dar cu durere în suflet vreau să vă spun că mulți care suntem în bisericile noastre în ziua de astăzi, nu mai prețuim harul lui Dumnezeu. Și prețuim bogățiile lumii acesteia. Suntem aici să spunem lumii acesteia că noi avem o altă lume. Suntem aici să spunem lumea acestea că noi avem o altă comoară. Și comoara noastră este Domnul Slavei, să fii să fie numele Domnului. În 2002, când am venit pentru prima dată în Spania, eram în Vigea Nueva și a venit cineva la mine din Feldru. Frate Daniel, cum ți se pare în Spania? Foarte încântat, spunea, wow, se gândea el că spune, wow, ce frumos este aici. M-am uitat la el și am spus, dragul meu, vreau să spun că eu și în România și în Spania sunt străin și călător. Eu am o țară mai frumoasă. Eu am o valoare care nu se schimbă. Dați-mi voie să vă spun, în vremea aceea, mărcile erau la putere. S-au dus mărcile, nu mai sunt. Astăzi este euro. Dați-mi voie să vă spun că peste câțiva ani nu va mai fi nici euro la putere. Pentru că totul se schimbă în lumea aceasta. Ce rămâne veșnic este comoara cerului. Și n-o prețuim. Și nu punem preț pe ea, pentru că nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos a umblat în lumea aceasta și mulți umbleau după El pentru că doar doreau să se sature din pâinile pe care El le mulțea. Mulți îl urmau pe Domnul Iisus Hristos doar pentru că aveau pe cineva bolnav acasă și dorea să fie vindecat. Și într-o zi a venit la Domnul Iisus Hristos niște farisei. A avut un schimb de vorbe cu el, i-a pus următoarea întrebare, de unde ai tu puterea aceasta? La care Domnul Iisus Hristos a uitat la ei și a spus, auzi, o să vă răspund la întrebarea voastră, dacă și voi îmi răspundeți la întrebarea mea, botezul lui Ioan, de unde a venit? Din ceruri sau de la oameni? Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, căci oamenii aceștia se gândeau, dacă răspundem de la Dumnezeu, ne va spune, de ce nu l-ați făcut? Dacă vom spune că e de la oameni, ne va pune următoarea întrebare, dar vin oamenii și ne omoară cu pietre. Da? Deci nu se poate. Știau că este de la Dumnezeu, dar cum să spună lucrul ăsta? Și un verset mai jos, și ce spune? Ei au spus, nu știm. Domnul Iisus Hristos a spus următorul lucru, nici eu n-am să vă spun, dacă voi nu știți. Pentru că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la cine? La ei? Dacă într-o zi nu vei ajunge în raiul lui Dumnezeu, dacă într-o zi nu vei fi fericit, este faptul că tu ai zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru tine. Că n-ai înțeles nici dragostea, nici bogăția harului. Și ce spune Apostolul Pavel un verset mai sus, versetul 20 din Galateni? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu și partea finală. Știți cum spune? Care m-a iubit. Și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Apostolul Pavel ne spune în versetul acesta, eu într-o zi am înțeles care este bogăția harului lui Dumnezeu. Eu într-o zi am înțeles cât de mult m-a iubit Dumnezeu. De aceea mă lupt, mă străduiesc, îmi dau toată silința să nu fac harul lui Dumnezeu zadarnic pentru mine.
De câte ori ai venit degeaba la biserică? De câte ori ai cântat degeaba? De câte ori te-ai rugat degeaba? Pentru că n-ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți. Amin. În primul rând, dacă vrei să nu să dărnicești planul lui Dumnezeu, într-această dimineață, te rog înaintea Domnului, apropie-te de Domnul și primește dragostea Lui pentru tine. Amin. Nu este mai frumos lucru în lumea aceasta decât să te arunci în brațele lui Dumnezeu și să spui: Doamne, îți mulțumesc căci m-ai iubit atât de mult. Un păcătos ca mine. Poate tu n-ai fost păcătos, eu am fost un păcătos. Poate să fie liber, poate să se bucure că într-o zi va ajunge în ceruri. Nu de mult am stat de vorbă cu cineva, s-a uitat la mine și după ce am discutat anumite lucruri, am început să-i spun: zic, dumneavoastră știți cu cine stați de vorbă? S-a uitat lung la mine, mi-a spus el că știe ceva despre mine și a spus: știi că eu sunt cel mai bogat om din România? S-a uitat cum sunt îmbrăcat și a început să râdă. A întors capul, s-a uitat la mașina mea și a început să râdă și mai tare. Și a spus: nu râde, eu sunt cel mai bogat om din România. Provin din cea mai bogată familie. Tatăl meu, un simplu tâmplar, care a avut 17 copii, a făcut un pas în spate, s-a speriat și a spus: chiar vorbesc serios? Zic, întotdeauna am vorbit serios. Atât de serios încât și soția mea câteodată mai spune câte o glumă, nu mai vorbi așa de serios. Și spune: dar auzi, nu-i atâta, sunt cel mai bogat tată, am 7 copii. Chiar? Dar vreau să spun ceva mai mult de atât. Într-o zi, eu voi moșteni universul, căci am în cer un tată și eu sunt moștenitorul universului. Îți dai seama? Alți oameni fac investiții de milioane de dolari ca cineva de aici să meargă până pe lună. Alți oameni fac investiții de milioane de dolari să trimită un telescop, să trimită ceva dincolo. Și tu să moștenești toate acestea? Dragii mei copii, la școală să nu vă fie rușine să spuneți că sunteți pocăiți. Nu sunteți cei mai de jos oameni, sunteți cei mai bogați oameni. Că dacă l-aveți pe Dumnezeu, aveți totul. Într-o zi am ajuns acasă cu mașina pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și copiii s-au uitat repede la număr. Și m-au întrebat: tati, ce înseamnă numărul? Le-am spus ce înseamnă numărul, la care băiatul meu cel mai mare a spus: tati, dar când o să-mi cumperi mie mașină, cum o să pui numărul? Cea mai tare fază, așa, să ai 18 ani, să-ți cumpere tata și mama mașină. M-am uitat la el și am spus: dragul tati, vreau să spun un lucru. Tati nu o să-ți cumpere niciodată mașină. A plecat capul jos, la care una dintre fete: da, tati, nouă. Și le-am spus la toți și le-am spus: dragii tati, la nici unul din voi, și dacă voi avea bani de mașină, nu o să vă cumpăr mașină. Dumnezeu m-a chemat să vă dau două lucruri. În primul rând să vă dau educație, să vă cresc bine și oamenii când vă văd pe stradă să spună: uite un copil care are 7 ani de acasă. Voi aveți 7 ani de acasă? Aia înseamnă că eu trebuie să am 7 ani de acasă prima dată ca copilul meu să aibă 7 ani de acasă. Și în al doilea rând vreau să vă învăț ceva, că sunteți cei mai bogați copii din lumea aceasta. La care una care e așa mai... Dar tati, cum suntem cei mai bogați? Și a spus simplu: aveți 2 ochi, aveți 2 mâini, 2 picioare, sunteți cei mai
bogați. Cunoaștem noi bogăția aceasta? Nu prea. Și care o cunoaștem, n-o prețuim. Ia să te doară un ochi. Un ochi să te doară. Să vezi mâine mai mergi la servici că câștigi 200 de euro, mai mergi? Sau un șofer care este pe tir, dacă te doare ochiul, mai mergi în cursa care îți aduce 1000 de euro? Dar simplu, te doare un simplu ochi. Dar mai ai unul, du-te cu alalt! Într-o zi a venit cineva la mine și șchiopăta. Și am spus, sari în sus de bucurie, dar nu pot că mă doare! Și am spus, nici ce problemă, pute pe la alt, că nu te doare! Suntem bogați! Dar din păcate, oameni bogați aleargă după mizerii, după gunoaie! Ați văzut vreodată un miliardar să caute în tomberoane? Dragii mei, nu mai căutați în tomberoanele lumii acesteia. Sunteți cei mai bogați oameni din lumea aceasta. Nu mai zădărniciți harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al doilea rând, dacă vrei să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu pentru tine, dă-mi voie să spun o veste tristă, dar reală. Nu poți să prețuiești harul lui Dumnezeu dacă nu mori prima dată. Cine vrea de aici să moară? Nu știu care mai în vârstă, dați voie să vă pun întrebare. Vreți să muriți? Dar în realitate, nu așa că povestea aia, se ruga o femeie să vină moartea, că era acasă greută și într-o zi a ajuns în pădure și femeia n-avea cu cine să meargă după lemne și a început să se strige, moarte, unde ești? Și istorisirea spune că după un copac au zis, moarte, uite aici sunt. În momentul ăla au zis bătrâna, bine că ești aici, hai ajută-mă să duc lemnele acasă, că trebuie să fac foc. Așa ne rugăm de multe ori. Dar vreau să vă spun o realitate într această zi. Dacă vrei să prețuiești harul lui Dumnezeu, trebuie să fie o zi în care să mori. Și să nu mai trăiești tu, ci Hristos să trăiască în tine. De atâtea ori nu ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, că vrem să fim noi. Și întreb, cine a fost la biserică? Cine a cântat? Bă, așa de rău a fost. Dar seara e bine că cânti tu. Cine a predicat? Așa de prost a predicat, dar seara e bine că predici tu. Apostolul Pavel spune, am murit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Aia știi ce înseamnă? Că dacă vii la biserică și Dumnezeu îți dă un cuvânt pentru biserică, nu e al tău, e al lui Dumnezeu. Aia înseamnă că dacă vii la biserică și cânți și lauzi pe Dumnezeu cu o cântare și biserica este cercetată, nu e a ta cântarea, e al Dumnezeu. Și dacă poți să cânți, nu e pentru că tu ai o voce deosebită, ci pentru că Dumnezeu ți-a dat. Că puteai să cânți ca corbi. O, Doamne, ajută-ne! Știi ce înseamnă aia? Să-ți schimbi identitatea. Ieri când veneam spre aeroport, am fost foarte grăbit să nu întârzi. Eu și dimineața mă trezesc foarte greu. Soția are cea mai mare problemă cu mine când să mă trezesc. Eu numai 5 minute mai vreau să dorm, nu mai mult, 5 minute. Și după 5 minute, încă 5 minute. Și așa se face câteodată câte o oră, tot din 5 în 5 minute. Și repede am plecat și ne-am uitat ceva acasă. Și dintr-o comună ne-am întors înapoi, grăbit. Și eram necăjit, bă, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Am ajuns în salonta și la ieșire din salonta ne-a făcut cineva cu mâna. Eu, după cum am mers pe stradă, mi-am dat seama cine îi. Avea o vestă din aia fosforescentă, s-a urcat în mine, soția se întoarce către mine și spune, wow, băut. Zic, știu, dar era lângă noi acolo. Și în momentele alea a început omul să ne povestească viața lui. Și mi-am dat seama de ce a trebuit să mă întorc acasă. Că dacă nu mă întorceam acasă, nu era momentul, ajungeam prea repede în salonta. Și mi-a spus omul acesta, s-a uitat la mine și a spus, domnule, eu sunt un bețivan la care eu senin. Zic, domnule, nu trebuia să-mi spuneți, am știut până nu vă urca în mașină. La care omul, când a spus lucrul ăsta, s-a speriat puțin. Că s-a gândit, dacă tot am știut că e bețivan, de ce l-am luat în mașină? Și am spus, dar intenționat am oprit și v-am luat. V-am luat în mașină să vă spun un lucru.
că Dumnezeu vă iubește. Și Dumnezeu poate să vă schimbe viața, la care El a spus: auzi, Domnule, eu sunt un om rău de tot. Mă uit la El și spun: dă-mi voie să-ți spun ceva, tu nu ești rău și doar stăpânul tău e rău. Că Dumnezeu ne-a creat pe toți buni după chipul și asemănarea Lui? Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva. Noi, prin ascultare de Dumnezeu, ne-am dat în slujba altuia și numele Lui este diavolul sau satana. Și el e rău, diavolul, satana e rău. S-a uitat la mine și a început să zâmbească și spune: auzi, Domnule, dar sunteți preot? Și spun: nu sunt preot, dar chiar îmi place cum vorbiți. Și a spus: dragule, vreau să spun ceva care nu o să-ți placă. Dacă nu-ți schimbi stăpânul, într-o zi vei ajunge în iad. Ai murit împreună cu Hristos? Dă-mi voie să spun într-o această zi, tânărule, tânără, frate și soră, poți să vii o viață întreagă la biserică. E bine că vii, dar nu-i suficient. Dacă n-ai murit împreună cu Hristos, soarta ta și a mea, la fel este, voi ajunge în iad. Iadul nu este o poveste cu care să sperii copiii. Iadul nu este o poveste în care să fii în frâu o societate nestăpânită. Nu, nu, iadul este o realitate. Și am rămas șocat când i-a spus la acest om că există diavolul cu adevărat. Când s-a dat jos, a uitat la mine și a spus: Domnule, dar chiar există diavolul cu adevărat? Și am spus: da, Domnule, există diavolul cu adevărat. De aceea el te chinuie pe tine. De aceea te-a făcut să pierzi moștenirea, de aceea te-a făcut să pierzi soția, de aceea te-a făcut să-ți pierzi familia și să pierzi și veșnicia într-o zi. Că există iad! Prea puțin predicăm de harul lui Dumnezeu. Așa-i? Nu. Prea puțin predicăm despre iad. Domnul e bun, Domnul e îndunător, așa este. Dar știți că Dumnezeu este și un foc mistuitor? Știți că Dumnezeu pedepsește păcatul? Și dacă tu faci păcat, Dumnezeu trebuie să pedepsească și pe cel ce face păcatul? V-ați pedepsit vreodată copiii? V-ați pedepsit părinți? V-ați pedepsit surorile? Vă pedepsiți copiii? A, nu prea, că vine cu legislația. A venit într-o zi una dintre fetițe la mine și a spus: tati, știi că s-a dat o lege în care nu mai ai voie să bați copiii? Și dacă bați copiii, trebuie să sunăm la 112? Și am spus: nicio problemă, atunci eu o să sun la 224, adică de două ori pedeapsa. N-ai ce face. Biblia spune, pe care eu o citesc, nu știu pe a dumneavoastră: părinți, dacă vă iubiți copiii, nu cruțați, dar nu doriți să-l omori. Eu, când îmi pedepsesc copiii, prima dată mă duc până afară, mă descarc de nervi și după aia, într-o zi am venit acasă, erau foarte răi copiii și de nervos ce am fost, m-am pus să mă culc în pat. Când n-am putut să mă apuc să-i bat, după ce m-am trezit, i-am pedepsit. Ați înțeles? Există cu adevărat iad. Există cu adevărat rai. Dar pentru ca să ajungi în rai, trebuie să mori tu, ca Hristos să trăiască în tine. Copii, citiți cărți. Fetelor, citiți cărți. Știu că pe MES, știu că pe Facebook, știu că pe altele citiți foarte mult și citiți mai mult decât trebuie. Dar cărți citiți? Este o carte foarte frumoasă. Prinț și cerșetor. Ați citit-o? Nu, nu, nu desenele, nu desenele, să mă înțelegeți greșit. Ați citit cartea, cartea ați citit-o? Unul dintre scriitorii mari a scris această carte, Prinț și cerșetor, și acolo în această carte ne este redat un caz imaginar în care un cerșetor s-a născut în aceeași zi cu un prinț al Angliei, foarte numit în vremea aceea, și istoria spune în cartea aceea că așa s-a întâmplat, că după ani de zile când copiii erau mari, într-o zi s-au întâlnit și au spus unul la celălalt: ai, ce-ar fi să schimbăm hainele între noi? Semănau foarte, foarte bine și au schimbat hainele între ei și în momentul după care și-au schimbat hainele între ei, a venit garda de corp a prințului și a văzut că copilul e acolo. Tu ce cauți aici? Repede afară! Și l-au luat pe cerșetor și l-au scos afară. Fără să-și dea seama că de fapt au scos prințul afară. Și cerșetorul
a trebuit să uite numele lui, cercetorul a trebuit să uite plăcerile lui, cercetorul a trebuit să se acomodeze în casa prințului, în casa regală. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, noi nu mai suntem cerșetori. Noi când venim la rugăciune, nu cerșim la Dumnezeu să mai facă o minune, nu, nu! Ci noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu! Și ce înseamnă aia? Mă duc la El ca la un tată care mă strânge în brațe, care mă iubește, care îmi dă tot ce are mai bun! Și istoria aceasta spune așa de frumos relatează cazul acesta, că cei doi au trebuit să moară unul față de altul. Ălalt când a ajuns acasă, taică-s l-a pus la cerșit, la care el a spus, auzi, dar cum îți permiți să spui că eu sunt un cerșitor, eu sunt prințul? La care taică-s o spune, măi copile, ți-am spus de atâtea ori că tu ai halucinații, cum să fii tu prinț? El era chiar prințul, pentru că au murit unul față de celălalt. Dați-mi voie să vă spun că trăim într-o perioadă istorică în care prea mulți venim la biserică și n-am murit în Hristos. Dacă vrei să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu, trebuie să mori într-o zi. Să nu mai ai mofturi, să nu mai ai pretenții, să fii copilul lui Dumnezeu, care trăiești pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu în inimă și Dumnezeu să ne ajute aceasta. Apostolul Pavel spunea, trăiesc și nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine. În tine cine trăiește? Hristos sau tu? În tine cine trăiește? Duhul lui Dumnezeu sau firea ta pământească? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe toți care suntem aici să înțelegem că într-o zi, mai devreme sau mai târziu, trebuie să avem un moment în care să murim împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Aia înseamnă durere, aia înseamnă suferință, aia înseamnă moarte, dar mai mult ca atât, aia înseamnă schimbare totală. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. S-au dus gândurile vechi, s-au dus vorbele vechi, s-au dus faptele vechi și totul s-a făcut nou. Vrei să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu? Dacă ești aici în biserică și ai venit poate de ani de zile și n-ai avut un moment în care să mori împreună cu Hristos, asta este ziua în care să spui, Doamne, vreau să mor împreună cu Tine, pentru că vreau ca într-o zi să fiu cu Tine în ceruri. Asta e singura soluție. Singura soluție este să mori ca să învii la o viață nouă pentru Hristos. Alta nu este. Doar o vopsea peste rugină nu merge. Trebuie să intri în mormânt, să mori și de acolo să ieși o făptură nouă. Anul acesta sărbătorim 500 de ani de la reforma lui Luther. Într-o bună zi, Luther, spune cuvântul care relatează istoria lui Luther, că într-o zi la Luther a venit diavolul. Era la birou, scria ceva și diavolul a spus, hei Luther, tu cine te crezi că ești? Știi că nu vei reuși, știi că nu vei putea să faci ceea ce vrei, la care Luther spune, eu pot să fac. Și Luther vine și aduce o listă cu păcate. Și ăsta l-ai făcut și asta și asta și asta. În momentele acelea, spune istoria, că Luther a luat mâna și a dat-o peste cerneală. Și în momentul acela, cerneala a curs pe foaia pe care l-au scrise toate păcatele lui. Luther se întoarce și vorbește cu diavolul și a spus, Luther, acela nu mai există. Diavole, Luther, acela a murit. Este un nou Luther. Un Luther peste care a venit sângele lui Iisus Hristos, l-a curățit și l-a spălat și toate păcatele s-au dus. Suntem noi o făptură nouă în Hristos? Tineri dragi, sunteți în Spania pentru că Dumnezeu vrea să fiți o făptură nouă. Și colegii voștri, profesorii voștri, societatea, prietenii voștri, cei care se droghează, cei care fac lucruri mizerabile, să vadă în voi oameni noi, oameni schimbați.
Unul dintre prietenii de familia noastră, care are mai mulți copii, are, a avut un copil care în vara aceasta a plecat în America, este student la facultatea de informatică și a prins un contract și a plecat în Statele Unite pentru câteva luni să câștige și el câțiva bani acolo. Și la întoarcere, soția a avut o discuție cu el și soția îmi povestea lucrul acesta venind în încoace, de modul în care Dumnezeu l-a schimbat acolo pe acest tânăr. Și tânărul îi spunea la soția mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu de părinții pe care mi-a dăruit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a pus în viața mea credința într-un Dumnezeu atotputernic. Și spunea soția în felul următor, mi-a spus Timotei, că Timotei îl cheamă, că dacă nu l-avea pe Dumnezeu cu el și dacă acasă nu erau niște părinți care să se roage pentru el, el nu mai era cel ce a fost când a venit înapoi. Și spunea că colegii de-a lui au început să se drogheze, au început să facă fapte urâte, au făcut atâtea și atâtea lucruri, știți de ce? Pentru că nu avea pe cineva care să se roage pentru el. Nu avea în el ceva puternic care nu-i din lumea aceasta. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, nu este doar un sentiment care ne mișcă, care ne face să ne simțim bine la biserică, nu, nu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce îți schimbă viața. Este ceva din Dumnezeu care te face să fii altfel decât lumea aceasta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vrei să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu? Este ziua în care trebuie să mori în Hristos și să învii la o viață nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al treilea rând, dacă vrei să nu dărnicești planul lui Dumnezeu, vreau să îți spun, trebuie să privești prezentul din perspectiva viitorului. Apostolul Pavel spune astfel în Galateni, capitolul 3, o Galateni nechipzuiți, cine va fi fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos ca răstignit? Ați început prin Duhul, spune el în versetele următoare, și vreți să sfârșiți prin firea pământească. Atâția oameni în lumea aceasta privesc viitorul din perspectiva prezentului. Noi nu trebuie să fim așa. Noi trebuie să privim prezentul din perspectiva viitorului. Pe paginile Sfintelor Scripturii am ales două pasaje biblice. Sunt două moduri în care poți să privești viitorul din perspectiva prezentului. În primul rând, sunt oameni cu o poziție extraordinară, cu o poziție socială bună, oameni care au un business, oameni care au o stare materială foarte bună. Domnul Iisus Hristos, într-o bună zi, le spune o pildă și dumneavoastră a citit această pildă, să știți, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Omul acesta a avut un statut, n-a fost oricine, avea hambare, avea slujitori, avea de toate. Dar s-a întâmplat ceva într-un an, un an pe care el nu l-a mai trăit niciodată, ca și atunci. Un an în care recolta a fost dublată, un an în care totul a fost parcă extraordinar. Ce-ar fi trebuit să facă acest om? Să ridice ochii în sus, să mulțumească lui Dumnezeu și să spună nicio problemă. Au fost atâția care n-au, dăm la alții. Că de fapt dacă Dumnezeu ți-a dat, nu ți-a dat să risipești tu. Dar omul acesta a făcut ca și mine și ca și tine. Sau hai să spunem altfel, noi de multe ori facem ca și omul acesta. S-a uitat la venit, s-a uitat la salariu, s-a uitat la cât a intrat pe car și a spus, acum da. Acum pot să mănânc și să beau, pot să mă distrez. Și a început într-o seară să povestească cu sufletul lui. Știu ce am să fac. Am să sparg hambarele acestea, am să fac altele și am să spun sufletului meu, mănâncă și bea, că ai pentru multă vreme. Dragii mei tineri, vreau să vă spun că sufletul vostru nu se satură nici cu droguri, nici cu băutură, nici cu femei, nici cu toate păcatele lumii acestea. Sufletele voastre se satură doar cu Dumnezeu. Amin. Și omul acesta în noaptea aceea a auzit un glas. Nebunule, în noaptea aceasta ți se ia sufletul, comoara lui Dumnezeu care e pusă în tine și toate acestea, cui le lași? Te întreb sincer într această dimineață, ai avut vreun moment în viață în care ai fost nebun? Ai avut?
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu am fost un nebun, ca și la din Scriptură, dar un nebun creștin, un nebun de ăsta care venea la biserică și spunea, eu îl iubesc pe Domnul, eu slujesc, un nebun care predica, un nebun care făcea atâtea lucruri, dar un nebun care într-o zi a spus, nicio problemă, anul acesta voi accesa un proiect și voi face pe un hectar numai căpșuni, panouri solare. Și în urmă cu un an de zile, în luna ianuarie, în 6 ianuarie, eram în Caporal Alexa. Eram la un botez și după ce s-a terminat slujba, a venit un proroc la mine, a pus mâna pe capul meu și a spus, așa vorbește Domnul, undeva de departe, nu l-am văzut niciodată din țară, face numai pentru tine, m-a trimis Dumnezeu aici. Pe mine m-a trimis din Bihor în Caporal Alexa, în Arad, și pe el l-a trimis din țară acolo, că nu putea să-l trimite la Bihor, așa-i? Așa-i Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Și mi-a spus, ascultă bărbatule, dacă vei vesti cuvântul lui Dumnezeu și vei lucra acolo unde te-am pus eu, chiar dacă spui că e pietros și nu se vede recoltă, anul acesta va fi pentru tine un an de binecuvântare financiară, cum nu te-ai gândit și nici măcar nu te gândești. Și a plecat omul. La o săptămână, Dumnezeu mi-a vorbit a doua oră. Dar nebunul de Daniel Moldovan, ăla care vă stă în față astăzi, a spus, nicio problemă, vine primăvara și mă apuc de treabă. La 3 săptămâni, era prima mea zi de concediu de iarnă, a mers de dimineață și chiar și nevastă mi-a spus, nu mai stai, mai odihnește, ziua de concediu. A mers de dimineață să duc niște gunoi, am avut oameni băgați la lucru să car niște gunoi, să bag pe solare, că așa-i. Când ești nebun, trebuie cumva Dumnezeu să te trezească. Trebuie cumva să-ți arate viitorul mai presus decât orice și prezentul să-l înțelegi din perspectiva viitorului. Și în momentele acelea m-am urcat sus pe remorcă, am călcat gunoi și m-am dat jos, mă dau jos. Când m-am dat jos, am alunecat, m-am dus pe spate, am căzut de pe remorcă cu capul pe beton, exact în cap pe spate și am rămas lat. Știi ce înseamnă aia? A fost ziua în care, de 4 ori, s-a dus pământul de sub mine. A trebuit alții să mă ridice. Dumnezeu mi-a păstrat, în schimb, conștiința curată. Simțeam cum se scurge viața din mine și nu puteam să fac nimic. Mi-am mișcat mâinile și picioarele să vedem dacă cumva n-am rămas paralizat. Mi-am dat seama că nu sunt paralizat. I-am rugat pe cei 2 oameni să vină să mă ridice. M-au ridicat, m-am pus lângă remorcă și când m-au pus lângă remorcă, m-am dus iară tot grămadă. A venit repede cineva, m-a dus, m-a urcat în mașină, în microbuz, m-am dus acasă, era sâmbătă dimineața, copiii mei dormeau. A venit soția și a dat seama că ceva s-a întâmplat. A venit soția lângă mine și a spus, mă, puțin că te ajut eu să te cobor. Și am spus, nu. Nu vreau ca copiii mei să vadă că tatăl lor e dus pe sus. Dar cine ești tu să nu fii dus pe sus? Cine ești tu? Ești puternic, ești mare, ești tare, așa e. Și atunci nicio problemă, mă duc eu pe picioare. Și m-am dat jos, mă dau din mașină jos. Și pentru a treia oară m-am dus tot grămadă jos. M-a luat soția de sub braț, m-a luat celălalt de sub celălalt braț și m-a dus să mă urc în casă. Noi avem 2 trepte micuțe la casă. În momentele când am dat să ridic piciorul pe treaptă, pentru a 4-a oară m-am dus jos o grămadă. În momentele acelea mi-am dorit un singur lucru, m-am întins pe pat și am spus la soție următorul lucru, adă-mi 2 copii la mine. Am înțeles că am fost un nebun, pentru că Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia și aveam planuri de afaceri, să devin un om bogat, să-ți fac un viitor la copiii mei. Și Dumnezeu în ziua aceea mi-a vorbit într-un mod deosebit. Dragul meu, trebuie să privești prezentul din perspectiva viitorului, că într-o zi vei ajunge în ceruri! Că poți să faci ce vrei în lumea aceasta! Poți să ai ce vrei în lumea aceasta! Dacă mâine n-ajungi în cer, ai pierdut totul! A venit fiecare copil. Și în momentul în care a venit cel mai mic copil, mi s-a scurs viața din mine, simțeam că se duce viața din mine. Mi-am strâns toți copiii, au început să plângă copiii și am spus, dragii mei copii, nu știu ce va fi cu mine. Dar vă spun un singur lucru, să-L iubiți pe Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă în viața voastră.
Și a spus la copii în felul următor: sunt aici pentru că Dumnezeu mi-a vorbit odată, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit de două ori că va fi un an de binecuvântare financiară, cum nu m-am gândit. Și a spus: nu, eu sunt puternic, eu trebuie să-mi pregătesc un viitor, acum e momentul, mă simt în putere, acum e ocazia, acum e momentul, trebuie să fac lucrul acesta. Dragul meu, de câte ori și tu ai zădărnicit planul lui Dumnezeu? Eu am spus doar un singur lucru: mulțumesc Domnului că sunt în viață. Mulțumesc Domnului că nu m-a lăsat să fiu paralizat. Mulțumesc Domnului că Dumnezeu mi-a vorbit în dragoste și în milă. Și când n-am înțeles, mi-a dat o nuiaș și a spus: Daniel, schimbă-ți viața. Și vreau să vă mărturisesc acum, înaintea voastră, de un an și jumătate Dumnezeu m-a binecuvintat financiar mai mult decât am strâns toată viața mea până aici. Că e Dumnezeu care ce spune, face. Dar trebuie să privim prezentul din perspectiva viitorului. Că într-o zi vom ajunge în ceruri și indiferent cine ești, ce faci, tu ești biruitor. Asta este o stare. Poți să privești viitorul din prezent ca unul de sus, bogat. Dar este o altă situație. Poți să privești viitorul din prisma prezentului ca unul care treci prin necazuri, prin suferință. Ca unul care spui: n-are rost să mai trăiesc. A fost vreodată în viață când ai spus: n-are rost să mai trăiesc? A fost? Vreau să vă dau un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi și Apostolul ne spune: căci niciunul dintre noi să nu fim lumești și prea curvar ca și Esau, care, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, pentru o mâncare, și ce a făcut? Și-a vândut dreptul de întâi născut. În Cartea Genesei, în capitolul 25, versetul 39, dacă nu greșesc, sau 33, spune așa partea finală: că Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, fiindcă a nesocotit. Și ce înseamnă aia? N-a pus preț. Tu de câte ori nu pui preț? Și ce a spus într-o zi Esau când a venit acasă? A venit acasă și când a ajuns acasă, a simțit un miros de cea mai bună mâncare. Niciodată n-a mai simțit mirosul ăla așa de bun. Respira aerul și spunea: wow, ce ciorbă bună! S-a întâmplat și la voi vreodată așa? Într-o zi eram acasă cu soția și a venit unul dintre copii acasă de la școală și când a intrat, a trântit ușa și a spus: mami, ce ai făcut așa bun de mâncare? Că toată ulița e plină de miros. La care eu, din colț, spun: n-a făcut altceva decât a încălzit mâncarea care a rămas de ieri. Deci ieri nu a fost bună. Și că ieri când a mâncat, a strâmbat din nas, că nu-i bună, că dar numai asta știi să o faci, știi? Dar a doua zi a fost la școală, n-a avut multă mâncare acolo, a depus mult efort și când a venit acasă, așa miros a simțit. Așa a venit și Esau. După zi de alergat după vânat și vedea în tufișul ăla, sigur aici e un iepure, bă, ce grătar îmi fac. Când acolo nu a fost nimic, mergi la alt tufiș. Imaginați-vă, că nu-i păcat să-ți imaginezi lucruri bune, e păcat să-ți imaginezi păcate. Și a mers la alt tufiș și a spus: sigur, de aici iese un fazan. Ce ciorbă îmi fac eu acasă. Și nu ieși nimic. Am mers mai departe, mai încolo. Și s-a gândit: bă, sigur, dacă nu a fost nici fazan, nu a fost nici iepure, măcar un mistres, trebuie să iasă un puiuț de el așa. Și îl fac un puiuț de la de porc, așa la rotisor, se gândea el. Și nimic. Și proverbul românesc se întoarce acasă bătând cu botul pe labe. Plouat. Și când se apropie de casă, un miros de nedescris. Și când intră în casă, el se uită cum Iacov mesteca într-o ciorbă. O ciorbă roșiatică de linte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune: auzi, nu-mi dai și mie o farfurie? La care Iacov a spus: acum e momentul. Ăsta e flământ. Eu cred că și ochii au sclipit. Cred că și tremura. De-abia aștepta. Hai, pune mai repede ciorba. Și spunea: auzi, bine, bine, îți dau. Dar îmi dai dreptul de întâi născut. Răspunsul sau pe mine mă șochează. Ar trebui să ne șocheze pe toți care suntem aici. Ce a spus Esau? Ce-mi folosește dreptul de întâi născut? Că eu acum sunt pe...
moarte. Deci n-a murit toată ziua, alergând după vânat, încoace și încolo. Acum era acasă, era pe scaun, nu mai avea de alergat și era pe moarte săracul. Eu vă întreb, murea încă o jumătate de oră? Murea? Nici de cum. Dar el a privit viitorul din perspectiva prezentului. Nu mai am niciun viitor, ce rost are să mai fiu pocăit când n-am niciun prieten? Nici o problemă, nu te cheamă Dumnezeu să ai mulți prieteni și te cheamă Dumnezeu să fii tu prieten la mulți. Ce-mi folosește când eu sunt în necaz și nimeni nu vine să mă ajute? Nu spune Biblia așa, că te pocăiești și în necaz toți vănuiți să te ajute pe tine. Biblia spune altceva. Tu ești pocăit și în necaz să mergi să ajut pe alții. Doamne ajută-ne! A fost vreodată în viața ta când ai spus toate porțile s-au închis? A fost vreodată în viața ta când ai spus, nu mai am niciun viitor, nu mai am nicio șansă? Eram anul 2 de facultate, am venit în Spania la lucru, la gresie și faianță. Nu știu dacă am spus-o la Petrică și la Sami vreodată lucrarea aceasta. Am mers și am făcut un duș. Și după ce am făcut dușul, m-am închis în camera mea și am început să plâng. Și am spus, Dumnezeule, nu mai pot. Aveam deja un copil. Stăteam în gazdă la cineva, într-o cameră 4x4. Acolo învățam, acolo plângea copilul, acolo mă pregăteam și îmi făceam referatele pentru facultate. Și am spus, Doamne, nu mai pot. Și mulți dintre voi care m-ați cunoscut ați spus și atunci, nu rămâi în Spania. A venit unul la mine și mi-a spus, auzi, Dani, nu trebuie să te ții prea pocăit. Fă-ți acum un viitor, că doar poți să-L slujești pe Dumnezeu și fără facultate. Și într-un miez de noapte, singur cu Dumnezeu în cameră, am început să mă rog și am spus, Doamne, n-am aici nici proroci. Doamne, n-am aici nici sfătuitor. Doamne, eu nu mai am, din perspectiva mea, nicio șansă să termin facultatea. Doamne, vreau să-mi vorbești. Nu știu, Doamne, cum îmi vei vorbi, dar te rog, vorbește-mi, Doamne, cumva, să înțeleg care-i voia Ta. Fă-mă să înțeleg care-i viitorul meu. Am simțit cum peste mine se coboară o pace și o liniște după ce m-am rugat. Și în momentele acelea am luat Sfânta Scriptură, o Biblie. Și am început să citesc Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Și versetul 3 sfârșește extraordinar de frumos. Tot ce începe duce la bun sfârșit. A fost una dintre prociile vieții mele. Am înțeles atunci că eu trebuie să privesc prezentul din perspectiva viitorului. Nu invers. Chiar dacă atunci nu aveam nicio șansă, chiar dacă atunci nu vedeam nicio portiță, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut să nu zădărnicesc planul lui Dumnezeu. Tu l-ai zădărnicit? Poate ești în durere, poate ești părăsit, poate ești chinuit. Vreau să spun într această zi, Dumnezeu are ceva pentru tine, că Dumnezeu tot puternic. Dar pentru aceasta trebuie să privești la prezent, din perspectiva viitorului, că într-o zi vei fi în ceruri, într-o zi vei fi în brațele lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu te va chema pe nume și va spune, vino binecuvântatul Tatălui, demoștenește împărăția Lui Dumnezeu. Mă apropie de încheiere, deși eu mă gândeam că e partea pe care voi sta cel mai mult. N-aș vrea să vă obosesc,
Dar aș vrea să înțelegi că ai înțeles poate dragostea lui Dumnezeu, poate ai înțeles și bogăția harului, de ce ești aici. Poate ai fost răstignit împreună cu Hristos și ai murit și ai avut un moment de schimbare și au spus și cei din jurul tău ce s-a întâmplat cu ăsta, că nu mai e ca înainte. Poate ai privit de atâtea ori prezentul din perspectiva viitorului și ai știut că doar Dumnezeu este Cel ce poate să îți dea un viitor și o nădejde. Dar poate s-a întâmplat ceva. Epistola aceasta este foarte frumoasă. Și în capitolul 2, începând de la versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Pavel a ajuns în Galatia, acolo a fost ajuns și Petru. Dar Petru s-a întâmplat ceva cu el. El trebuia să fie exemplu, el trebuia să fie cel care dă model la ceilalți. Dar Petru a început să fie un fățarnic. Și versetul 14 așa spune astfel: când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevăr, am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Am constatat un lucru, poate să nu fie real, poate să fie doar o constatare a mea greșită. Am constatat un lucru, că oamenii în vremea noastră vin la biserică, dar nu umblă drept în adevăr. Și mulți trăiesc în fățărnicie. Tu vrei să zădărnicești planul lui Dumnezeu? O să spun întrebarea aceasta încă de vreo câteva ori. Dă-mi voie să spun, dacă vii la biserică și ești fățarnic sau fățarnică, zădărnicești planul lui Dumnezeu. Fățărnicia este unul dintre lucrurile cele mai fine, care intră cel mai repede și cel mai ușor în viața credincioșilor și împotriva căruia prea puțin se predică. Știți de ce? Pentru că prea mulți suntem prinși de ea. Vreau să spun trei lucruri pe care le face fățărnicia. Dacă ești fățarnic sau fățarnică, dă-mi voie să spun, vei avea o viață de coșmar. Niciodată nu vei avea liniște și pace. Știți de ce? Pentru că totdeauna când ieși afară, te gândești, mă, oare nu au auzit ce am spus despre ea? E așa? Voi ați trăit așa vreodată? Trebuie să-mi spuneți mie. Spuneți Domnului. Când voi ați vorbit unul împotriva altuia și când l-ai văzut pe stradă, așa că te-o trec cu fiori, așa e? Bă, dacă i-o spus, Sami, la Sami, evreu pe ăștia doi, că, da? Sami, i-o spus la Sami ce am spus despre el la, nu știu care, la Gore, da? Dar dacă cumva o spus? Uitați-vă să vedeți că acest sentiment l-a trăit și Petru. Petru ăla puternic. Petru ăla care spunea, eu niciodată nu mă clatin. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Vreți să citim în Scriptura? Sunteți obosiți? Nu. Eu vorbesc cam 6 ore pe zi. La școală și mai vorbesc câteva acasă. Nu vă mai spun cât vorbesc acasă, că după aia vă speriați. Spune versetul 12 astfel. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte. De ce? Că era curajos, așa-i? De teama cui? De teama celor tăiați împrejur. Imaginați-vă pe Petru plin de Duhul Sfânt, care îi tremura picioarele, nu cumva să afle Iacov, nu cumva să afle iudeii că a mâncat. Că când mă ridic în picioare, zice, lasă-l și pe ăsta. Asta face fățărnicia cu fiecare. A făcut cu Petru, face cu noi și de aia când venim la biserică ne gândim fiecare când se termină biserica la sarmale, nu să dau mâna cu fratele sau cu sora, că nu cumva, dacă cumva afla ce am zis despre el. Păi și dacă află și dacă nu află, tot ai păcătuit. Și dacă îți spune și dacă nu spune, tot ești vinovat. Dumnezeu să aibă milă. Amin. E periculoasă fățărnicia. În al doilea rând,
Fățărnicia este ceea ce îți schimbă imaginea în fața celorlalți. A fost un prieten de care te despărțit fiindcă a devenit fățarnic? A fost? Mă repet, Estera, ca să înțelegi mai bine. A fost vreun prieten de care te-ai despărțit sau te-ai depărtat fiindcă a fost fățarnic? Hai să pun altfel întrebarea. Dacă ai ști că prietenul tău cel mai bun e fățarnic față de tine, ai mai fi prieten cu el? Depinde. Dar dacă tu ești fățarnic față de alții, alții să fie prieteni cu tine. Într-o bună zi a venit una dintre fetițele mele acasă, am stat de vorbă cu ea și am spus, dragă, fapta pe care ai făcut-o tu nu este bună. A luat de la tatii câțiva bănișori să meargă să-și cumpere și ea ceva. Și a spus, dragă, ai făcut cel mai mare lucru greșit. Și am întrebat-o, dar de ce? Și a spus, auzi, tati, să fiu văzută bine de fetele din clasă. Și dați-mi voie să vă spun, încă e la ciclul primar, nici măcar nu e la gimnazial. Și am spus, draga mea, fetele îți vor fi prietene până vei avea bani. Și în ziua când nu vei mai avea bani, te vor vorbi pe la spate. Știi că fățărnicia strică relații? Și dintr-o vorbă pe care ai spus-o la alții și n-ai spus-o prietenului, te desparți de cel mai bun prieten? Este al treilea lucru, care e și mai grav. Deci nu doar că nu-ți dă pace cu tine însuți, ai coșmaruri și niciunul nu vrem să avem coșmaruri și vrem să dormim liniștiți. Nu doar că te desparte de prieteni, știi că fățărnicia te desparte de Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a spus așa, feriți-vă de aluatul fariseilor, care este? Fățărnicie, fariseismul, că noi acum nu mai spunem că e fățarnic, spune că e fariseu. Fariseismul este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă apropiu de încheiere, am spus, dar nu pot, până nu vă spun cum putem depista dacă ești fățarnic. Nu pe alții, că pe alții știm noi să-i depistăm atât de bine. Aș vrea să te cercetezi între această zi să vezi, ești cumva fățarnic? Omul fățarnic, vă rog să mergeți acasă, să luați Evanghelia după Matei, capitolul 23, este omul care una spune, alta face. Una spune, alta face. De câte ori ai spus una și ai făcut alta? În al doilea rând, omul fățarnic este cel care pune sarcini grele pe alții, dar el... Spune Biblia, nici măcar cu degetul, nu vrea să le miște. Toți știu ce e bine în biserică, toți. Dar niciunul nu vrea să facă nimic. Și mai întâlnești pe câte unul din ăsta, spune, bă, lasă și pe aia din comitei, bă, nu îți bun de nimic. M-am întâlnit cu unul din ăsta într-o zi și îmi spunea câte proiecte are el în cap și tot ce-a făcut greșit comitetul, la care după ce a terminat am spus, nicio problemă, mâine... O să facem schimb de locuri. Nu, de aia am spus-o! De ce ai spus-o atunci? A spus nicio problemă. Uite, eu îmi dau demisia din comitet cu o condiție, ca tu să intri în comitet în locul meu. Nu, frate, nu așa. Tot știm ce trebuie făcut. Tot știm ce trebuie să facă alții. Dar tu faci ce spui să facă alții? Păi dacă ar fi să vă pun la post, v-ar spune să postiți 31 de zile din 30 sau din 29. Eu și în februarie v-ar spune să postiți 31 de zile. Că să fie har în biserică, să fie... Dar să nu mă puneți pe mine la post, că eu sunt bolnav, mă doare stomacul, mă doare capul. Doamne, ai milă! De câte ori ai pus pe alții să facă ce tu nici măcar n-ai încercat vreodată? În al treilea rând, omul fățarnic, tot ce face, face doar ca să fie văzut de alții. Și dacă cumva nu-i audiență, n-are rost.
un frate predicator, ca și mine, într-o bună zi s-a gândit să predice despre smerenie. Și-a pregătit predica despre smerenie, s-a rugat Domnului, Domnul i-a dat lumină desăvârșită și a ajuns la biserică. Și când a ajuns la biserică au fost două surori și un frate, la care fratele a zis: auzi, am muncit prea mult pentru ca o predică așa de bună să fie ascultată doar de două surori și un frate. Ați înțeles morala? El era cel mai mândru dintre toți, dar vorbea să le spuie la alții cât de smeriți să fie. Fățărnicia, și cu asta închei, fățărnicia nu doar că vrea să fie văzut de alții, dar vrea ca toți să-i facă loc. Și dacă cumva vine el și nu-i face loc, nimeni nu-l primește, e mare necaz. Închei cu întrebarea: tu vrei să zădărnicești harul lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de noi! Dacă nu vrei să zădărnicești harul lui Dumnezeu, în primul rând, uită-te la dragostea și bogăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, mori odată, că de prea multă vreme te chinui pe pat ca să mori. Și când gata să mori, iară mai primești câte o injecție și iară învii, și iară ești cineva, și iară ești mare. Ajunge! Haide azi înainte, Hristos să trăiască noi! În fiecare! Și atunci va fi har în biserică, și atunci va fi bucurie în biserică, și atunci Dumnezeu va face minuni! Și atunci Dumnezeu va schimba pe alții. Vrei să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu? Privește prezentul din perspectiva viitorului. Dacă ești bogat, dacă ești sărac, dacă ești în necaz sau durere, uită-te că Dumnezeu le face pe toate și uită-te la planul lui. Și în al patrulea rând, dacă vrei să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, umblă drept pe cale. Nu mai fi fățarnic. Nu mai trăi într-un fel când nu te vede tata și mama, când nu te vede prietenul, când te vede... Și fii același și azi, ca și mâine, și în biserică, ca și pe stradă și la lucru. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.